Dea Maxer l-a șters pe Dinu Maxer, dar a păstrat fotografiile cu alți bărbați. Gestul care i-a surprins pe mulți Dea Maxer, gest neașteptat la scurt timp după despărțirea de Dinu. Vestea separării lor a luat pe toată lumea prin surprindere, mai ales că erau împreună de aproape două decenii. Fiecare își vede de viață, după ce au luat-o pe drumuri diferite. Dea Maxer i-a spus adio lui Dinu după 18 ani petrecuți împreună. Cei doi nu se mai înțelegeau de luni bune, așa că au decis să meargă fiecare pe drumul lui. Artistul a recunoscut că se aștepta la o împăcare cu mama copiilor lui, însă lucrurile n-au stat așa cum și-ar fi dorit. Vedeta a ales să-și vadă de viața ei, sfătuindu-le pe fostul soț să facă la fel. Bruneta este foarte activă în mediul online, acolo unde ține legătura cu urmăritorii ei. Nu este o fire discretă și preferă să-și pună viața pe tavă, în fața oamenilor care o apreciază. Este sinceră și de fiecare dată când are ocazia, fosta lui Dinu Maxer dă cărțile pe față. Internauții au rămas surprinși să vadă că de ea nu mai are fotografii recente alături de tatăl copiilor ei, pe Instagram. Vedeta n-a mai vrut să dea apă la moară gurilor rele, așa că a șters pozele cu Dinu pe profilul ei de Instagram se regăsesc câteva fotografii alături de bărbatul care i-a fost alături o viață întreagă. Totuși, niciuna nu este recentă. În schimb, tânăra mămică nu a ezitat să apară în compania altor bărbați, fie prieteni, fie colegi de muncă. Mai mult, vedeta a închis comentariile la postarea făcută despre separarea de partenerul ei. Deși în primele ore de la divorț, Oamenii din online și-au dat cu părerea despre ruptura lor. Iată că acum nu o mai pot face. Este clar, ceva a supărat-o pe